Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și mă întorc din nou la dumneavoastră după o pauză. Am avut foarte mare nevoie să-mi odihnesc ochii lucrând doar noaptea și astăzi mă întorc să facem împreună această floare, decorațiune pentru brăduț, chiar și pentru a face anumite aranjamente pentru masa de Crăciun sau pentru a pune la ușă. Astăzi voi lucra în culoarea roșie, voi folosi acest tip de pamblică cu glitterată. După cum vedeți, are o lățime de 6,3 cm, însă chiar dacă este și mai îngustă, nu este nicio problemă, poate să fie și de 5 cm. Apoi vom avea nevoie de două șabloane de carton pe care eu deja le-am făcut, unul cu lungimea de 10 cm și unul cu lungimea de 7 cm. Vom tăia mai întâi și mai întâi 6 bucăți cu lungimea de 10 cm. Deci vom avea nevoie de 6, eu le voi pregăti și apoi vom continua. Deci 6 cu lungimea de 10 cm și alte 5 cu lungimea de 7 cm. Acest tip de pamblică este foarte ușor de manevrat, însă trebuie să puneți ceva pe masă pentru că veți face sclipici peste tot. De aceea am și pus această tabletă pe masă să nu împrăștii sclipiciul. Deci vom tăia astfel 6 bucăți. Am tăiat cele 6 bucăți cu lungime de 10 cm. Acum voi tăia cele 5 cu lungimea de 7 cm. Cartonul ne ajută să îndoim țesutul fără prea mari probleme. Deci nu va trebui întotdeauna să măsurăm, ci doar îl vom aplica, vom îndoi țesutul și vom tăia. Deci acum vom avea nevoie de 5 astfel de bucăți. După ce am pregătit toate bucățile de pamblică, le voi pune pe cele mari, cele de 10 cm, una peste cealaltă, apoi le voi îndoi în două și cu foarfecul voi decupa în modul în care să creez vârful florii. Acesta. Astfel vor fi toate egale, tăiate în același mod, după cum vedeți. Unde ni se pare că este un surplus, vom lua un pic. Le vom aduce la aceeași dimensiune. În același mod voi proceda și cu celelalte 5, după care voi curăța aici locul. Le voi pune din nou în două și pe acestea și le voi crea vârful și acestora. Pregătit. După cum vedeți, le avem aici. Din acest moment vom avea nevoie de ac cu ață. Am pregătit și acul cu ață. Am ordinat un pic aici. Din acest moment voi lua fiecare porțiune și cu acul
Păi, să iei la practic. Nu este nevoie numai decât ca ața să fie de culoare roșie. Nu are importanță culoarea. După cum vedeți, eu folosesc culoarea albă. Nu se va vedea. În felul acesta, vom proceda cu fiecare petală în parte. Pic mai greu de trecut cu acul, pentru că acel glitter oricum îi dă o stabilitate. Și astfel vom proceda cu toate cele 6 petale mari pe care le-am croit. Vom coase una după cealaltă. Am avut nevoie de o pauză pentru că eu lucrez doar noaptea și mi-am obosit ochii foarte mult. Și de aceea am făcut o conjunctivită care nu m-a ajutat în ultimul timp. Practic nu am reușit să lucrez. Și acum este foarte devreme. Nu v-am spus bună dimineața, vă spun în acest moment. În afară de aceasta, vreau să urez bun venit noilor înscriși pe canalul de YouTube, la fel cum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentarii, chiar dacă, așa cum am spus altă dată în anumite prezentări pe care le-am făcut. Primele mele tutoriale nu au fost atât de perfecte, nu aveam o cameră chiar atât de performantă. Bine, nici acum nu lucrez cu o cameră foarte performantă, însă am avut și perioade în care am făcut filmări chiar într-un mod un pic mai care nu m-a avantajat și de aceea vor fi anumite tutoriale pe care la timpul potrivit eu le voi relua. Bineînțeles, voi veni cu alte îmbunătățiri, însă ideea principală va fi mereu aceeași. Până la urmă am ajuns la o concluzie, la un mod, după ce am studiat foarte mult, la un mod în care să reușesc să lucrez și dumneavoastră să puteți vedea bine ceea ce eu execut. Acum voi coase și ultima petală și vom închide această prima parte a florii. După care vom trece la partea a doua. Sonorul, să știți că este dat la maxim. Am încercat să pun și un microfon, însă se auzea un zgomot foarte ciudat pe filmare și de aceea a trebuit să renunț la microfon. Vocea mea este de obicei foarte înceată, așa este vocea mea, nu pot striga și în afară de aceasta vorbesc și un pic mai încet decât de obicei, pentru că am bătrâna care se odihnește. Deci, când am terminat de cusut toate acestea, noi vom uni aici în prima petală
Și vom... Am tras prea mult. Am tras prea mult firul. Să fiți atenți să nu pățiți ca și mine. Se întâmplă și așa. Acum voi face un mic nod aici. Care voi aranja aceste prime petale. Așa la început vi se va părea că nu are nicio formă. Forma le vom da noi. Deci le aranjăm fiecare petală în parte. Este foarte ușor de aranjat. Iar apoi când vom aplica și cele de deasupra, veți vedea că vor prinde conturul pe care îl dorim noi. Deci această parte am realizat-o în același mod. Uitați, întoarcem frunzele, petalele, de fapt așa. În același mod vom proceda cu petalele mici. Am cusut și petalele mai mici. Acum le voi strânge și pe acestea. Putem încerca și în acest mod. Tragem firul de un capăt și de celălalt, ținând fix pe masă. După care vom strânge bine. Le vom lega, practic, în felul acesta. Vedeți? Și acesta este un mod, astfel evitați acea mică problemă ca firul să vă scape. Voi scurta de aici. Voi aranja și aceste petale. Deci sunt foarte, foarte maleabile, foarte ușor de manevrat. Și acum nu ne rămâne decât să ansamblăm floarea. În mijloc se poate pune fie așa acest ornament formă de pistil, fie așa, acesta, îl voi încerca pe acesta, deci îl vom pune în mijloc, va trece cu ușurință, vom pune și celălalt, tragem bine și uitați-vă că am realizat ornamentul pentru brăduț. Această parte ne va ajuta să o fixăm pe crenguța bradului și aceasta este crăciunița într-un mod un pic mai deosebit, nu cel convențional tricotat, croșetat. Astfel de aranjamente găsiți în magazine, însă cu ușurință, în câteva minute, le puteți realiza și dumneavoastră. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat astăzi. Nu este nevoie de lipici, nu este nevoie de nimic altceva decât ceea ce v-am prezentat aici. Sunt Tatiana Andrieș, sper că v-a plăcut ceea ce am lucrat astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc spor la lucru și o zi minunată. La revedere!